Bun găsit, domnilor și domnilor! Vineri seara, o nouă ediție a emisiunii Vorba lui Tașcă. Sper că am pregătit pentru dumneavoastră subiectele cele mai importante ale săptămânii și le vom întoarce pe toate fețele. Pentru locuitorii municipiului Petroșani avem o veste bună, venită tocmai de la prefectul Marean, prietenul nostru și al meu și al invitatului meu și aș putea spune al emisiunii. A venit astăzi la Petroșani să ne anunțe și citez acum că incidența pe Petroșani a scăzut, ceea ce nu știam de mai multe zile, dar dânsul acum a aflat, și că va cere o analiză de risc, ne-a explicat un mecanism, va trimite la ISP, după care va face o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va trimite la rândul său la Consiliul Național pentru Situații de Urgență, și după care, într-un final, va apărea în monitor oficial. Dilema prefectului Marean este dacă oamenii înving sau nu. Eu aș spune că oamenii l-au învins de mult pe domnul prefect. El este învins, eu cred că, de soartă, după cum l-am auzit vorbind înainte de misiune, și dacă cumva se sizați pe fața mea vreo urmă de, nu știu, de uimire, de compasiune, de habar, n-am cum să mai spun, este de la faptul că l-am auzit vorbind pe acest domn care susține în fața dumneavoastră și în fața opiniei publice că a avut de câștigat din această carantină. Știrea zilei, dacă vreți, știrea serii, este că municipiul Petroșani va ieși din carantină. Pentru asta, sigur, au venit la Petroșani atât prefectul Marean, cât și președinta Vetuță. Dacă nu recunoașteți personajele, așteptăm comentariile noastre pe pagina de Facebook și vă vom explica cine sunt cele două personaje triste, de altfel, despre care am mai vorbit aici la emisiune și cu siguranță vom mai vorbi. Îl prezint pe invitatul meu, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara, telespectatorilor! Cam lungă introducerea mea, nu? Dar m-am obișnuit deja. Păi încerc să iau pe urmele lui Lareș Bogdan, știți că și el făcea niște introduceri foarte lungi. Trei stări din emisiune, dar... și după aceea, nu, dar după aceea a ajuns foarte bine, ați văzut că... Și este unul dintre marii lideri ai PNL-ului. Remarc de la emisiune la emisiune, de la secvență la secvență, practic, sunteți din ce în ce mai tăios, mai rău cu... Păi, cu ați fost martor cu mine aici și l-am auzit împreună pe prefectul Marean. Eu cred că mă bucur într-un fel că sunt în stare să țin emisiunea în această seară, pentru că... Dar deci aveți subiect. Sunt practic șocat, sunt șocat de cum vorbește acestul. Eu am avut informații, trebuie să răspund, doamnă și domnule, am avut informații că prefectul Marean habar n-are să vorbească. Din păcate, acum pe telefonul mobil, împreună cu domnul profesor aici de față, am făcut acest experiment social, dacă pot să zic așa, de a-l audia pe prefectul Marean și eu cel puțin sunt consternat. Domnule Tașcă, aș putea să intervin? Vă rog, nu să... E plăcerea mea, știți că... Domnul prefect ca domnul prefect este funcția onorantă pe care o deține, îi conferă un anumit status în societate, foarte bine. Dar gândiți-vă că nici măcar nu se poate compara cu așa numita Eba, Elena Băsescu, care a ajuns, cursul, care a ajuns parlamentar. V-am spus că o să intrăm pe traiectorii de conflict. Deși v-am promis că o să am o atitudine împăciuitorist constructivă, uite că... M-ați mințit, ca domnul prefect. Nu că te-am mințit, am testat ceea ce am văzut și eu la televizor, preluat de pe EduPedu, adică site-ul oficial al Ministerului Educației Naționale, în urma unui studiu făcut la nivel de întreagă Europa, a reieșit că românii sunt cei mai naivi. Ei au spus naivi, n-au spus proști, au fost delicați cu noi, cei mai naivi, cei mai dezinformați și cei mai manipulați de către televiziune, ca indivizi. Păi, acum, iertați-mă, dar cred că unul dintre cei care, cum ați spus, naivi, naiv, dezinformați și manipulați. Unul care ne crede naiv și ne și dezinformează este domnul prefect, să știți. Bun. Ca să închidem cu domnul prefect. Ca să închidem, vreau să închidem cu doamna Elena Băsescu, care a ocupat numai puțin de 5 ani, nu? Da. Funcția de europarlamentar. Are pensie de la Parlamentul European. Nu are pensie, că n-a ieșit la pensie. Are pensie de la Parlamentul European. Dacă e pensionară, are, e mai tânără și ca mine, cred. Nu. Deci e asigurată pensia. Aia, asigurată, atunci când va ieși. Da, sigur. Ceea ce face ca să ne prioritizăm cumva punctele de vedere asupra oamenilor politici. Sigur. Iertați-mă, dar nu pot să prioritizez nimic față de prefectul Marean.
Adică mai ales acum, până acum l-am auzit vorbind și aveam oarecare condescendență față de el, dar acum că l-am și auzit, da, sunt șocat, ce să zic. Nu, nu pot să... Nu e subiectul nostru de astăzi, dar am vrut să știți, doamnelor și domnilor, în caz că sunteți locuitori ai municipiului Petroșani sau sunteți în tranzit prin municipiul Petroșani, să știți că nu mai e nevoie de această declarație pe propria răspundere pe care o purtam în buzunar cu oarecare teamă. Vorbim, domnule profesor, la primul punct despre protestele anti-Covid. Noi am mai comunicat pe parcurs săptămânii pe această temă și vreau să vă întreb, acum parcă lucrurile s-au mai liniștit un pic. Nu mai e chiar efervescența aia de duminică sau când au început efectiv. Cum vi se pare? Cum ați perceput? Asta aveți o teorie, eu o știu, dar poate telespectatorii noștri n-au aflat. În primul rând aș vrea să vă fac o mărturisire. Am luat o hotărâre și eu când iau hotărâri mă țin de ele. Este ultima dată când vorbesc despre protestele anti-Covid. Și o să mă întrebați de ce. O să mai fie, probabil. Așa că eu zic să lăsați ușa deschisă. Eu nu le mai bag în seamă. Și am să vă și spun de ce. Pentru că, inspirat de un editorial de al dumneavoastră, cu informația, cu... L-au telespectatorii chiar acum pe... Incompetența, l-am citit, l-am analizat. Și dumneavoastră a spus acolo că se datorează aceste proteste, inclusiv faptului că nu au comunicat foarte bine cei care se află la nivel guvernamental. Au comunicat execrabil. Perfect, accept și chestia asta. Dar aș vrea să vă spun că, indiferent cât ai comunicat de prost, sau indiferent cât ai comunicat de bine, dacă timp de un an nu-ți intră în cap, nu-ți rămâne nicio urmă pe scoarța cerebrală cu privire la că spală-te pe mâini, dezinfectează-te, poartă mască, evită aglomerațiile, atunci pur și simplu înseamnă că nu mai are rost să mai faci acest efort. Și lăsați-mă să spun da, și de ce. Da, pentru că vreau, să, că nici mă întrerup, ce cuvinte vreau să ies din perimetrul definiției lui Einstein, care definește nebunii astfel. A face același lucru cu aceleași miloase încercând să obții alte rezultate. Trebuie să ne dăm seama că aici este vorba de un segment din populație pe care EduPedul deja l-a și definit, pe care inclusiv rata promovării la bacalaureat, la simulare, este destul de mică, ați văzut. Și chiar dezvălui subiectele dinainte. Nu, eu cred că le legăm frumos între ele. Și atunci, a insista în a face comunicare spre un segment de populație care se dovedește că este absolut deloc dispusă să asimileze mesajul. Puteți să trimiteți cele mai frumoase femei să le vorbească acestor oameni la televizor, la radio, să le explice despre ce, adică personaje atractive, oamenii să fie interesate de ele, bă, să vedem ce zice asta, înțelegi? Adică personaje care să fie cu adevărat atractive. Crezi că am un contraargument și cum sigur, și mă bucur că l-aveți, dar în mod categoric voi avea și eu contraargumentele mele. Prin urmare, a insista cu așa ceva, îmi dau seama că este un efort inutil. Iar eu m-am hotărât să nu mai fac acest efort. Eu i-am văzut când au protestat și am remarcat câteva lucruri. În primul rând, sunt foarte tineri, că sunt printre ei și oameni care au 35, 40, 50 de ani, da, dar cei mai mulți sunt foarte, foarte tineri. Strigă același slogan, libertate. Inițial, auzind acest frumos slogan de libertate, m-am gândit că în ultimele săptămâni, sau cel puțin în ultimul an, acești tineri, cum să le spun, copii, sau, cum să spun eu, adăpan la izvorul lui Kant despre critica rațiunii pure, la Heidegger despre sunteți existențialism, rău. La dialectica lui Hegel, la cetatea ideală a lui Platon, a lui Tommaso Campanella, cetatea Soarelui și așa mai departe, utopia lui Thomas Morus, unde se definește în linii mari și nu chiar în linii mari, până în detaliu, ce înseamnă omul, care este esența lui, care sunt trăsăturile și coordonatele care trebuie să le anime în societate. Dar, evident, că am fost înșelat în așteptările mele pentru că libertatea pe care o clamau, și v-am spus, ultima oară când discut chestia asta de aici încolo, acest subiect nu mă mai interesează, este una care aduce foarte mult cu anarhia. De ce? Pentru că oamenii aceștia încalcă libertatea mea sau a dumneavoastră, dar a dumneavoastră mai puțin, pentru că știu că aveți o altă părere și o altă teorie despre restricții. Prin urmare, eu aș fi inclusiv de acord cu ridicarea tuturor, atenție, dacă până acum am spus, domne, trebuie să menținem aceste restricții, trebuie să ne încadrăm într-un culoar sanitar rezonabil, de protecție, de precauție și așa mai departe. Acum mi-am dat seama că dacă ei cer acest lucru, libertate, libertate, să eliminăm toate restricțiile. Unde vrei să mergi? La ștrand?
la ștrand, la... E felul că e chiar de la, ștrand, la, nu, la bazinul didactic, că sunt o serie întreagă de bazine didactice în țară care sunt încălzite. Du-te! Evident, eu voi fi primul când se deschide bazinul didactic, stai sunt primul la ușă. Stai că ți-am spus să ai răbdare câteva zile până în 14, n-au trecut decât vreo 7, nici atâta. Mai ai un pic de răbdare. Mă duc și mâine la schi, să știți. Tu insiste că așa este bine. Așa vreau, insiste. Eu vreau să mă țin de, să demonstrez că nu e așa cum spun. Atenție, ce aș propune eu în acest caz, evident, ține de utopie, ar fi un experiment pe de o parte social, iar pe de altă parte ar fi medical, sanitar. De ce? Pentru că în mod categoric cei care știu că trebuie să se protejeze nu se vor duce chiar dacă se liberalizează toate aceste lucruri. Mai bine, va fi mai gol. Da, da, da. Dar este important de văzut dacă funcționează această teorie. Și în Spania s-a făcut un experiment de genul acesta când i-au băgat la un spectacol pe toți să vadă care este rata de infectare după acel spectacol. Știți? Și ce a ieșit? Că n-a ieșit rău. Păi acum câteva zile s-a întâmplat. Stai să vedem ce iasă. Deja o săptămână. Și atunci dacă am face acest experiment cu voluntari, că ei sunt ei strigă că vor chestia asta. Strigă. Nu știu cine și-ar asuma această chestie, ar fi pe de o parte un experiment medical, iar pe de altă parte un experiment social. Experiment social pentru că am vrea să vedem în ce măsură se despart apele în cadrul societății când nu mai există lege, sancțiune punitivă, adică bă, stai în casă că te amendezi. Am vrea să vedem care este pătura de populație, să nu-i spun rațională, nu, precaută, fricoasă, hai să-i spunem fricoasă, și care sunt curajoși, care au ADN-ul de viking, ca să înfrunte cu pieptul gol acest... Am câteva... Ești viking. Vreau să devin, dacă nu sunt, vreau să devin cu siguranță. Am câteva argumente, contraargumente la ceea ce a spus. Unu, așa cum am scris și în articol, comunicarea nu este opțională, domnule profesor. Când guvernezi o țară, este în fișa postului. Să explici, astfel încât să înțeleagă ultimul om din ultimul cătun, din oriunde, să înțeleagă de ce trebuie să stea în casă vinerea de la ora 16 sau 18, și nu de la 16. Tot da? Simpatic ai rămas. Te referi până la ultimul om, ultimul cătun. Da, chiar da, analfabet, da, da. Analfabet. Și nu domnii doctori și doamnele doctori de la marile spitale bucureștene trebuie să facă asta. Nu! Domnul Arafat, domnul Voiculescu, domnul Câțu, domnul Gheorghiță, domnii și doamnele alea care din grupul de comunicare strategică, care am aflat împreună cu surprindere că erau niște repetenți ordinari. Adică, despre ce vorbim aici? Deci, dacă tocmai am ajuns în această situație, pentru că oamenii ăștia nu știu să comunice. Dacă mie mi-ar fi explicat cineva, ca și dumneavoastră, ca și celor care se uită, tehnic, cu argumente de ce trebuie să intru în casă începând de în această seară de la ora 18, pentru că nu știu ce... Mă lași să-ți replic ca să nu uit ideea. Sigur! Îți aduce aminte că într-una dintre emisiuni sau în particular, ți-am spus parcă, dacă Evul Mediu ar fi avut televiziune, noi n-am fi părăsit niciodată Evul Mediu. Îmi spui de comunicare, perfect. Dar nu uita că la dispoziția oamenilor stau o serie întreagă de televiziuni care, așa cum spune acest studiu european, îi dezinformează. Adică pot să vin cu argumente logice, argumente raționale, argumente țineți cu ursul, cum a spus de la început. Țin și cu lupul dacă trebuie, și cu vulpea, și cu cine trebuie să țin, numai ca să iasă bine. Nu o să iasă. Nu pare. N-are cum să iasă. Și vă mai dau un argument, domnule profesor. Știți carantina, da? Am împlimbat prin municipiul Petroșani. Da. Să știți că toată, mai ales când vremea s-a îmbunătățit, toată lumea era afară. Că unii erau la bloc, că unii erau nu știu unde, că unii erau pe străzi, curtea în buzunar. Deci nu mai ține această chestiune. Și vreau să vă mai spun o chestie. Inclusiv domnii polițiști nu au fost prea încântați de carantina asta, dovadă că nu au avut excesul de zel cu care am obișnuit altădată să oprească mii de mașini în trafic, să facă tot felul de lucruri. Păi nu vezi, exact ce ți-am spus data trecută, tu o defineai ca fiind teroare. Și asta a fost o plăcere dulce. Păi da, dar pentru, de ce? Pentru că s-a tocit foarte mult. Bun, schimbăm un pic, deși rămânem tot pe proteste și știu că aici vă place mai mult, domnule profesor, cine câștigă și cine pierde din aceste proteste? Politic, evident. Că la noi știți cum e, totul e politică. Deși cineva spunea că virusul nu știe politică. Nu, 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 dar uite că eu mă tot... Eu zic că e o mare temă politică. Atât protestul cât și carantina. Eu am văzut o doamnă, să-i dau numele, să nu-i dau, să-i fac publicitate, să nu-i fac... În fine, o doamnă. E scrusă din aur, care, în fine, da, care, vrea, nu ne-am dat seama cine care vrea să tragă de fiare noaptea, am înțeles, la ora 12. Dom'le, eu aștept momentul ăla în care, probabil, nu că l-aștept, că îi doresc, dar îl aștept să văd dacă se îmbolnăvește sau nu se îmbolnăvește. Și aș aștepta,
care, ce este pentru mine curios. Și cum reacționează în momentul în care va afla, de exemplu, Doamne ferește, sunt bolnavă de COVID și Doamne ferește să nu ajungă la ATI. Acolo la medicii aia pe care îi înjură, acolo cu masca unde ți se spune, băi, poartă mască, acolo unde o bage tuburi pe gât în jos, pentru că asta este situația dacă ai o formă mai gravă, mai severă de infectare. Eu chiar aș fi curios atunci, ce ar spune această doamnă, ce ar spune prietenii ei, ce ar spune mama ei spirituală, o doamnă doctor, am înțeles. Pop, doamna Pop, oftalmologa, este mama ei spirituală, mama numărul 1, da, asista la naștere, în fine. La nașterea domnului Șușoacă? Da. Iertați-mă, n-am urmărit așa. Doamne, m-am interesat așa, nu că aș fi vrut, dar nu mai puteam. Deschideam internetul Șoșoacă. Deschideam televizorul Șoșoacă. Țineți minte că v-am spus că va fi. Deschideam frigiderul, mi-era frică să nu iasă Șoșoac. Și atunci... Eu cred că aveți altceva frigider. Am niște oale. M-am interesat. Mama doamnei Șoșoacă este, am înțeles, un medic, cadru medical, profesie absolut onorabilă, dar este ocultistă, face parte dintr-o lojă masonică, este pasionată de spiritism. Prin urmare, mediul acesta, noi acum facem de fapt o analiză a mediului sociocultural din care provine doamna, să vedem ce se întâmplă. Și atunci, crescând în acest mediu în care teoriile conspiraționiste, în care absconsul, în care obscurul este prezent în fiecare zi, în mod categoric are o influență asupra ta și te face să vezi lucrurile printr-o altă lentilă. Dar nu răspuns, cine câștigă? Doamna Șoșoacă se va stinge ca un meteorit, dar până se va stinge, va avea, din păcate, o influență în această societate, influențând pe unii și pe alții cu fel de fel de lucruri. Are la dispoziție câteva televiziuni care am văzut că tam, taram, taram, papam, deci liniște că a venit maestrul de ceremonii, m-ați înțeles, eu când mă uit, parcă sunt la cir și văd această apariție. Deci are două, trei televiziuni de genul acesta, vuvuzele, care o popularizează, pur și simplu face cu ea plonjaj în toată societatea. Va câștiga în primă fază aurul, va pierde în primă fază PNL-ul, dar eu cred că adevăratul câștigător va fi PSD-ul, pentru că aurul nu este decât o secțiune desprinsă, ca votanți din PSD. PSD s-au reunit de-a lungul anilor și... Ca și creație, până la urmă spun anumite voci, cu ajutor al PNL-ului, USR-ului, în sensul că au vrut ca să rupă de la PSD. În fine, s-a văzut 9%, un procent destul de consistent. Dar adevăratul câștigător va fi PSD-ul, dar asta în cazul în care nu va susține niște măsuri foarte, să spunem, liberale din acest punct de vedere al eliminării tuturor restricțiilor. Știți că la noi e tradiția mai veche ca guvernele PSD să ia cele mai liberale măsuri economice. Liberale din punctul de vedere, dar știu. Știu, am înțeles ce vezi, ziceți, dar mă legam puțin. La noi e o tradiție așa. Și vă introduc astfel în punctul 3, că tocmai începe weekendul și intrăm în celebrele restricții de weekend anunțate deja de... nu știu cine, de cine oare. De așa, de domnul Arafat în niște pauze când nu merge pe la ședințele de partid, ce mai face cât un anunț așa. Și domnul Rafila, despre care mă gândesc că vă mai amintiți, da. A spus că este o prostie să se închidă magazinele mai repede, tocmai pentru că așa cum am discutat și noi și așa cum e la urmă logic și evident, faptul că îngustezi plaja de program a acestor magazine, crește aglomerația din supermarket. Și atunci crește riscul de infectare. Adică eu nu înțeleg. De asta vă spun că problema de comunicare, oricum am întoarce-o și am suci-o, rămâne. Pentru că nu are, în primul rând că nu are logică. Până la urmă, toți oamenii se ghidează după logică. Da? E simplu. Dom'le, de ce așa și nu așa? Domnule Tașcă. Vă rog. Dragul meu prieten, aici este vorba de politică, nu e vorba de logică. Păi da, dar și politică, știți cum e, ele trebuie să se să fie așa ca un melanj. Uite, pe cât facem pariu că dacă situația s-ar inversa și la putere ar fi PSD-ul în locul PNL-ului, ar lua exact aceleași măsuri, uneori contradictorii, alteori de neînțeles, ca și PNL-ul. Pentru că atunci când ești în opoziție, practic ești în campanie electorală, da, când ești la guvern, trebuie să guvernezi, adică îți asumi o responsabilitate. Deci este un joc aici. Sigur, sigur. Eu atac, tu te aperi, contraataci. Așa. Iată,
Revin din nou la doamna Șoșoacă. N-ați văzut că dânsa a exploatat un electorat, pentru că este vorba de un electorat care a venit lângă ea în stradă, foarte tânăr. Foarte tânăr. Rămâne de văzut și în ce măsură acest electorat foarte tânăr va rămâne la, să vă aduce la vot, pentru că în general tinerii, dacă în ziua amintiți, votului... În anul 2000, când s-a făcut un studiu cine a votat cu Corneliu Vadim Tudor, a reieșit că într-o proporție destul de mare, Corneliu Vadim Tudor la președinția României a fost votat de tineri. Da. Pentru că tinerii se săturaseră de ceea ce văzuseră în guvernarea aceea de coaliție din 96-2000. Fii atent că ai adus acest subiect cu Vadim Tudor. În momentul în care a candidat la președinție și am văzut cine candidează, Ion Iliescu, trebuie să recunosc că am votat cu Vadim Tudor. De ce? Pentru că era un bun orator, îmi plăcea că are simțul umorului, era un bun literat. Eu zic că vedeți bine că n-a ieșit cum ați votat dumneavoastră, că cine știe unde mai eram astăzi. Nu. Cu siguranță nu eram la televizor. În același timp, întâlnindu-mă cu mai mulți prieteni care erau de vârsta mea, ne-am făcut niște mărturisiri cu privire la vot și a reieșit că în jur de 70% din cei care eram de aceeași vârstă votaseră în Vadim Tudor, deși nu am vrut ca să era și dumneavoastră mai tânăr. Declarăm Nu, ca să vă găsesc o circunstanță. Da, să știi că eram la fel de inteligent. Asta nu am îndoit nicio clipă. Dar în cinturul 2, dacă tot am deschis această cutie a Pandorei, ați votat-o cu Vadim sau cu Iliescu? Tu cu cine crezi? Eu nu Vadim, nu, dacă ați fost. Uite acum, dacă suntem la ceasul destăinuirilor. Da, am votat cu Vadim Tudor. Ce a urmat după ce a ieșit Ion Iliescu, nu știu dacă ți-a plăcut. Dar nici nu mi-ar fi plăcut cu niciun caz dacă ar fi ieșit cu Nele Vadim Tudor. Adică, cu siguranță mi-ar fi plăcut și n-am glumit nicio clipă când am spus că dacă atunci lucrurile ar fi luat așa cum dumneavoastră ați votat, întorsătura aceea, noi astăzi n-am mai fost împreună la televizor, ci poate undeva, cel mult la noi acasă, dacă nu în altă parte. Adică, noi fiind niște oameni care obișnuim să spunem în gura mare lucruri care nu le plac întotdeauna. Acum că l-am votat, am făcut-o și dintr-un spirit de frontă, în sensul la adresa întregii. De asta v-am și spus că era mai tânăr. Asta e una. Și doi, eu am vorbit la această masă, în acest studio de televiziune, despre Vadim Tudor, că a îmbătrânit urât, că n-a făcut niciun fel de să spunem, carieră de om de stat în politică. Om de stat nu a fost, politician a fost. A fost și guvernare care succes, aș putea să zic. Da, ascultați-mă, el om de stat nu a ajuns, în sensul că n-a fost prim-ministru, n-a fost ministru, n-a fost șeful statului. La un moment dat există o istorie care spune că în 90-92 a avut câțiva secretari de stat. La modul în care stimez pe doamna Șoșoacă și pe alte doamne pe care le-a adus în politică Vadim Tudor, vă dați seama că eu... Am discutat aici, că sunt creațiile lui Vadim Tudor, care a îmbătrânit urât pe canapeaua lui Capatos, alături de fel de cetățene, să le spun așa, care nu sunt frecventabile după o anumită oră. Păi și el apărea tot după ora aceea. Aia este. Am îmbătrânit foarte urât. Dar vedeți că domnișoarele pe care le-a lansat, sau cel puțin unele dintre ele, fac carieră și ziua de azi. Asta este societatea, se vinde foarte mult vulgaritate, se vinde foarte multă naivitate. Hai să nu-i spunem prostie, vezi că nu-i spun prostie. Văd. Îi spun naivitate. Cum era sintagma? Constructivă? Nu știu. Păciuitorist constructiv. Așa am plecat. Am sesizat că deja ați... Dar vis-a-vis de proteste, credeți că prefectul Marean, care spune că el a câștigat din carantină și va câștiga mai mult și va comunica mai mult? Asta mi-a plăcut foarte mult. Vedeți că eu cred că prefectul Marean mă urmărește. A câștigat. Și mă și citește. A câștigat experiență. Da. S-a împrietenit cu Tiberiu Iacobriții. Da, după ce Tiberiu Iacobriții a cerut demisia. Da, demisia, da. Așa. A venit împreună cu șefa lor de pe linie de partid, doamna secretar de stat. Ex-secretar de stat. Astăzi mai e doar deputat. Doamna deputat atunci, Stănescu. Deci, vrei să ziceți vetuța? Vrei să mă lăsați numai pe mine? Deci eu nu mă bag în brandurile tale, tu... Eu nu pot să ies, pentru că dacă asta livrează domnul de la liberali, Vetuța, Lucica și Vasilică... Dar să știți că am identificat o logică în ceea ce face prefectul Marean. Foarte limpede.
El l-a văzut în exercițiu funcțiunii. Auzi, pe... Nu vreau să-mi uit ideea. Vreau să spun. Eu am mai trăit așa cu imaginea cât unei femei în cap, dar cum este să trăiești cu imaginea unui bărbat? Nu, absolut nu. Să știți că până acum câteva minute înainte să intrăm în direct și ați fost martor, puteți să confirmați. Te gândeai la o femeie? Mă gândeam și la o femeie, dar nu asta e ideea. Nu mi-am auzit de prefectul Marian absolut deloc. Dar știam că a avut o conferință de presă și n-am putut să ratez momentul să-l văd. Și acum trebuie să recunosc că am identificat linia pe care merge. Și linia este aceeași pe care a mers și domnul Vasilică, domnule. Familia tradițională. Nu. Să fiu prefect și după aceea să sar în Parlament. E simplu. Bine, dar asta este un... Numai că domnul Marian își face calculul cam prost, că alegeri mai sunt avea peste aproape 4 ani. Bun, dar să, din punctul meu de vedere, dacă aș fi pus să aleg, vrei deputat, senator sau prefect, ce crezi că aș alege? Prefect. Președinte de Consiliul Județean. Da, eu știu că dumneavoastră a scris un articol în care v-ați afirmat alegerea clară pentru președintele Consiliului Județean de acum. Da, da, pentru domnul președinte Laurențiu. Vedeți că vă citesc și eu. Dar întorcându-ne la restricții, domnule profesor, restricțiile de weekend, cum le numește presa, da. Îmi place mult sintagma. Cum vi se par? Credeți că ajută? Nu, pentru că dacă toată săptămâna suntem buluc și ne închizi 3 zile în casă acum, sincer, dacă treci printr-un mediu toxic 5 zile, da. Și te ferești de el 3, nu-ți rămân în plămâni, în ochi. Sau dacă ai apucat să înghiți virusul, nu rămâi cu el și peste weekend. Nu sunt... Și când vom merge la supermarket, nu vor fi mai mulți oameni decât dacă... Ba, da, aici au greșit, sunt de acord cu dumneavoastră, au comunicat prost, n-au știut să explice de ce ora 18, nu ora 20. Aici, da, sunt de acord. Dar puneți-vă totuși și în locul lor. Eu încerc să fac acest exercițiu și să spun, doamne, lumea așteaptă de la mine ca om politic, de la mine ca prim-ministru, de la mine ca șef de stat, de la mine, soluții inteligente, deștepte pentru rezolvarea acestei chestii. Dom'le, au fost acuzați că imită Franța, Spania, Italia. Nu știu dacă aș spune că chiar plagiază, nu imită. Bun. Acum eu vă pun ca, nu știu, întrebare test așa. Aveți impresia că toată planeta e tâmpită? Adică nu. Francezii sunt tâmpiți, englezii. Nu, dar am o altă impresie. Pentru că în Franța îmi spunea cineva și bănuiesc că are dreptate, sistemul este construit altfel. Macron? Nu, sistemul, nu Macron. Nu m-a sunat, dar dacă se uită domnul președinte Macron, vă rog să căutați numărul meu și să mă apelați. Nu, eu nu vorbesc franțuzește, dar putem să ne înțelegem în engleză. Acolo la ora 16:30, marea majoritate a oamenilor încheie munca. Și atunci, de la 16:30 până la 18, am timp să mă duc la supermarket, să-mi cumpăr ce-mi trebuie, să mă duc acasă. Da? Da. Dar la noi, nu toată lumea termină ca domnii de la buget la ora 14 sau la ora 15 sau când vor ei. Că majoritatea termină când vor ei, da? Da. Alții mai au ore mai lungi, da? Și atunci, eu dacă termin la 6 și la 6 trebuie să fiu acasă... E foarte adevărat, aici nu vă contrazic, este o greșeală făcută. Și vă mai dau un argument, domnule profesor. Oamenii ăștia nu sunt singuri acolo. Au consilieri, sau cel puțin ar trebui să aibă. Aici nu-mi dau seama. Ați văzut că la domnul Voiculescu e cam rup ușa consilierii să plece de pe acolo. Nu știu care e, ce se întâmplă. Domnul Voiculescu, poate ar trebui să vă reorientați ceva sau să schimbați ceva în strategie. Că pare că nu vă înțelegeți bine cu consilierii. Oamenii ăștia au consilieri. Au posibilitatea să sune. Să sune un sociolog, să sune un comunicator, să sune un nu știu cine. Domnule, cum ar fi să vă sune? Să zică, sunt Raed Arafat, domnul profesor, ce părere aveți de cutare, cutare? Facem un sondaj. Stai un pic. Numai acum te-ai gândit. Nu? Adică ai acces la o plajă de profesioniști? Domnule Tașcă, sincer, cam știm cum sunt aleși consilierii de către oamenii politici. Păi și atunci? Sunt aleși în primul rând numai din partidul lor. Da? Da? Adică sunt aleși asta, ca să fie cât mai incompetenți? Plaja asta largă s-a îngustat foarte mult. Deci numai la un partid, bun? Da. Și în general, cei care sunt aleși din partid fac parte din cercul lor cât se poate de strâmb și de apropiat. Adică nu se duc în profunzimea partidului să găsească un băiat deștept, o fată deșteaptă, m-ați înțeles? Cine știe ce organizație? În general se iau din organizațiile orașelor mari, că e Cluj, că e București, că e Timișoara, și exact din jurul președintelui, președinților, m-ați înțeles? Adică în sfera asta foarte strâmtă. Sigur. Ca atare, poate să fie
o fiică, poate să fie un băiat, un ginere, un nepot, o amantă, de ce nu, că uite, trebuie să îmbin și utilul cu plăcut. Da, de ce, doamne, dar suntem, știm, atâtea exemple, adică cum? Sunt celebre amantele care au folosit canapelele de prin birouri. Da, deci, mai ales la liberație. Casei poporului, da, adică sunt cunoscute, da? Și cu siguranță nu au ieșit public, dar multe alte canapele au fost folosite. Deci ce cred, ce a ieșit public este doar un vârf și nu ca la iceberg. Deci este doar un vârf de ac. De ac, față de ce se întâmplă în realitate. De acord cu dumneavoastră. Dar, bun, dar au această posibilitate. Au. De ce nu o fac? De ce nu o folosesc? Domnule Tașcă, în momentul în care aduci lângă tine unul, care să spunem că este un om care este inteligent și spune, alo, domnul, alo, doamna, se întâmplă ceva. Încep să... Te simți deranjat. Da, simți... eu îmi amintesc de așa. Înțelegi? Și ori îți dă un așa cu un plex, ori așa. Și tu trebuie să pricepi chestia asta. Bă, tac din gură, că e mai bine să tac din gură. Și atunci, dacă este consiliat prost, pentru că acel consilier deja are frică în el și nimeni îi spune tace, o să spună, bă, ziceai că ești deștept, te-au recomandat nu știu câți. Uite-te ce prostii m-ai lăsat să fac. De ce nu mi-ai spus? Păi nu ți-am spus, pentru că de câte ori ți-am zis, mi-ai zis, ai două variante, ori taci, ori pleci. Exact. Ați explicat mai bine de ca și putut. Mulțumesc. Aș putut eu să fac treaba asta. Umilele mele posibilități. Doamnelor și domnilor, schimbăm un pic registrul, că am vorbit suficient de proteste și de pandemie. Dar să știi că nu mai vorbim de... Cu un rezultat, nu mai. Că m-am săturat. Închidem. Apropo, uite, închidem, dar lasă-mă să spun o pildă. Că mi-a venit în minte chestia asta, e o pildă cu apă. Am citit-o, nu mai știu pe unde, dar e foarte interesantă. Ca să vezi societatea. Tu știi că eu sunt un tip foarte credincios, nu? Într-o zi Dumnezeu îi spune spune oamenilor, opriți-vă apă bună, proaspătă, de băut, pentru că de mâine apa care va cade pe pământ va fi apă stricată. Și cine bea nebunește. N-a ascultat decât unul, doi, puțini, unul să zicem. Toți ceilalți n-au ținut cont. Au băut apa care a plouat și au nebunit. Ăsta care a oprit apă bună de băut, vedea că ăștia alți nu fac decât tâmpenii și le spunea, băi, sunteți nebuni, erau nebuni cu adevărat. Dar ăștia, pentru că erau mulți, îi spuneau, băi, tu ești nebun. Și știi ce a făcut ăla? A spart vasele și a început și el să bea apă stricată. Și atunci nebunii i-au spus, uite, acum te-ai făcut sănătos. Acum ești băiat bun. Acum ești sănătos. Prin urmare, m-ați înțeles, pilda cu această apă bună apărea. Ce rost are să batem apa în piuă pe un lucru care oricum nu este înțeles. Și nu pot să înțeleg că sunt ignoranți. Sunt ignoranți. Știți că eu totdeauna am spus și spun și acum, cei care guvernează au la îndemână un instrument, nu numai cei care guvernează, în general, toată lumea are la îndemână un instrument foarte bun. Dumnezeu, dacă nu te regăsești unde te afli acolo, Dumnezeu, ia o hârtie și scrie demisia. Eu cred că am mai discutat că atunci când ocupi un post, deja încep să te crezi și foarte deștept. Oh, da, dar eu și, deja se crede și nu doar foarte deștept, ci mai periculos. Eu cred că domnul Arafat se crede, dar de cumpărat. Neînlocuit, m-ați înțeles? Și când se îmbină chestia asta, că te crezi și foarte deștept și de neînlocuit, ați întâlnit oameni de genul ăsta? Da, mulți. Ăștia sunt periculoși. Că se îmbină inclusiv răutatea în ei. Eu cunosc persoane de genul acesta care toată viața lor n-au practicat decât această răutate. Sentimentul ăsta al imposibilului de înlocuit și care au făcut și au manevrat de asemenea factură în tot anturajul lor și în toată societatea și în toată comunitatea și vecinătatea, la loc de muncă și peste tot, ca să rămână ei. Și ce au făcut pentru chestia asta? Divide et impera. Ăștia sunt oameni și din păcate sunt două tipuri de voințe în societate. Sunt voințele activ-agresive și voințele pasiv-defensive. O minoritate mică, o minoritate poate să fie și 49%, 51%, m-ați înțeles, dar e o minoritate mică, zgomotoasă, care dă dovadă de această voință activ-pasivă. După mine, șoșoacă, are voință activ-pasivă, dar este obositoare dacă asta este. Partea ailaltă din societate are voință pasiv-defensivă. De ce? Pentru că se ocupă de profesie, se ocupă de familie, se ocupă de alte lucruri care le... Eu mi-ar plăcea să aflu ce aud cei de la grupul de comunicare strategică. Ce aud ei sau ce? Nu, ce fel de participare au. La societate? Da, adică ei sunt... Eu cred că ei sunt ultra pasivi. Ei sunt... Nu.
ei sunt în siajul oamenilor politici, pentru că oamenii politici au voință activ-agresivă, pentru că, băi, vreau să fac chestia asta și ca să fac chestia asta trebuie să mă implic în această luptă. Da, dar de ce nu o faci bine, tu? De ce nu fac bine, tac, decât să zic. Și atunci ei racolează și ajungem din nou la problema consilierilor care încep să tacă de frică să nu fie de dat frică afară. Să nu plece acasă, pentru să că rămână fără leafă. Da. Poziția de consilier totuși este una care îți conferă un statut în cadrul societății. Sunt consilierul lui, nu știu care senator, nu știu care deputat, nu știu care... Da, nu care, știu care ministru. Plus că ai trecere liberă în fel de fel de instituții, ți se deschid uși care dacă le mai avea postul respectiv s-ar fi închise. Dar intri la parlament acolo, la VIP-uri? Intri pe unde vrei, ieși pe unde vrei. M-ați înțeles ce vreau să vă spun? Deci... știi ce vrei să spuneți? Haideți să schimbăm subiectul, să trecem la niște elevi. Da. Înainte să fie studenți, toți sunt elevi. Și atunci, acești elevi mai dau și bacalaureat, unii dintre ei. Ce să vedeți, doamnelor și domnilor, școala online i-a adus în situația în care doar 40% dintre cei care au participat la simularea de BAC de acum câteva zile au luat o notă de trecere, care nota de trecere la bacalaureat este 6, după cum bine știi. Adică, ce să zic, mie mi-a sunat extrem de rău, domnul profesor m-a amenințat cu o surpriză. M-a amenințat în sensul bun, evident. Cu o surpriză, sper eu, plăcută acum, dar aștept să văd. Da, da. Uite, m-am interesat, pentru că tu părei, trebuie să fac o mărturisire, era atât de speriat azi dimineață când mi-a spus, tu știi care cine, este... Cine va, da, cine va lua bacul în România? Da, și, băi, am căutat și eu m-am informat și mi-am dat seama de un lucru, că trebuie să te liniștești și te voi liniști. Fii atent aici. Rezultatele simulării pentru bacalaureatul 2021 sunt mai slabe decât în 2019, dar mai bune decât în anii anteriori. Și dacă ești tu drăguț, am să spun ca așa că deci rezultatele din 2021 sunt mai slabe decât în 2019, anul în care a fost organizată ultima dată o astfel de competiție, însă în ciuda pandemiei și a școlii online, sunt mai bune decât în 2016, 2017, 2018, arată datele centralizate de Ministerul Sănătății. Rata de promovare generală a fost 40,71%, în 2019 a fost de 42,15%. Iar rezultatele aici ne arată când sunt la 38%, când la 39% în anii ăștia, la 2016, 2017, 2018. Bun, se naște o întrebare. Vor reuși ceilalți 60% să recupereze în ce-a mai rămas, nu? Aprilie, mai, iunie și la început de iulie, cred că se întâlnesc cu nefericitul bacalaureat. Stimate domnule Tașcă, aș vrea să vă spun că nu trebuie să căutăm vina numai la copii, numai la elevi. A, nu, nici pe departe. Și am să vă spun și de ce. Trebuie căutat, vina trebuie împărțită, pentru că adevărul întotdeauna este la mijloc. Nu este absolut. Absolut de acord. Hai să ne uităm totuși în corpul profesoral. Acum câteva săptămâni auzeam ministrul educației care spunea, nu, rectorul de la Politehnica din București spunea, fraților, este urgie pentru că peste o treime, adică 30% din cadrele didactice din învățământul preuniversitar provin de la o singură universitate. M-ați de la Spiru Hark. Învățământ, am vrut să pronunț bine, învățământ la distanță, etc., etc. Dar învățământ la distanță au făcut... Nu că învățământul la distanță ar fi un lucru rău, prost, pentru că, uite, în pandemie se practică exact acest învățământ exact, la distanță. Care alții l-am experimentat mai demult. Numai că vina poate să fie inclusiv pe instituția educațională sau pe profesor. Pentru că dacă dai de un profesor care este bun din punct de vedere profesional, dar care nu are calitate umană și spirit pedagogic, adică e descreierat, da. Ăla, chiar dacă transmite cunoștințe către copii, copiii nu vor putea să asimileze. Știți din ce cauză? Sunt paralizați de frică. Funeriu, de fapt Funebriu, fostul ministru al educației, spunea că, hai să fim sinceri, învățământul nu trebuie să producă plăcere. Deci în viziunea lui, învățământul trebuie să producă durere, spaimă, teroare, etc., etc. Dacă ai șansa să întâlnești și un profesor bun care să combine și niște calități umane, care să-i confere spirit pedagogic, să-i confere, cum să spun eu, plăcerea actului educațional, adică în momentul în care elevii îl văd, în momentul în care el vede elevii, se creează chimia necesară. Da. Eu am avut un profesor de matematică, uiteam să-i dau numele, îl cheamă domnul Comănescu. Am înțeles că acum este în Timișoara. Dom'le, eu de matematică m-am ferit, mi s-a părut o disciplină extraordinar de greoaie, urât, etc. Avea un stil și te lua așa pentru că hai la nenea să-ți arate, hai la nenea.
Înțelegi? În plin comunism. Nu spunea hai la tovarășul profesor, hai la nenea să-ți arate, te lua așa pe după cap, te ducea la tablă. Hai să mai facem aici, hai să ne mai uităm aici, hai să mai... Adică spuneai în mintea ta, bă, nu mi-e frică să mă duc la matematică. M-ați înțeles? Da, da, omul ăsta vrea să mă ajute. Acum, vreau să vă mai spun că nu este vorba doar de aia 30%. Gândiți-vă că învățământul a fost căpușat numai și numai de copii, de rude, de indivizi aduși în sistem ca pe post de așa. Păi de la aia nu te aștepta nici să-ți țină orele, nici să fie bun profesionist, nici nimica. Și mai e o chestie. Destinul profesorului în România, odată cu reforma acestui domn funebriu, a fost deturnat pentru că profesorii au fost transformați în gestionari, în contabili. Nu facem toată ziua decât hârtii, raportări. Și nu se mai știe ce suntem, profesori sau cercetători. Ne-au făcut o formulă hibridă. În ce sens? În sensul că ăla care face cercetare face numai cercetare și institutul îi dă bani pentru cercetare, pentru deplasare, pentru publicare, dar la profesor și în preuniversitar și în universitar își cere să parcurgi această secvență învățământ, adică să intru la curs, să intru la seminar, să intru la sală, dar în același timp să fac și cercetare, să fiu implicat în fel de fel de granturi, de proiecte. Păi nu poți să transformi profesorul din de matematică în profesor universal, adică să știe, nu știu, da, ce, nu știu. Nu poți să-l încarci cu și atunci HIBA, da, și ala de sociologie și tot așa. Atunci HIBA, vă spun că este una generală. Dacă ar sta în pixul meu, în puterea mea, eu aș spune toate prostiile astea care au fost adoptate cu promovările și cu avansările din timpul funeriu, pe bază de fel de fel de articole pe care le trimiți la evaluare, vă spun ce am pățit cu un articol? Pe scurt, dacă vreți. Vă spun, cu recenzie. Mai avem un subiect. O chestie, doamne, am trimis un articol, l-am scris și am vrut să arăt care este corelația între statusul ocupațional al părinților, nivelul lor de instruire, etc., deci poziționarea socială și gradul de promovabilitate la bacalaureat în mediul liceal din Valea Jiului. Am scris o lucrare, am fost foarte mândru de ea, am zis eu. Și am trimis-o la evaluare, la o primă evaluare la Timișoara, la cineva, care spune, doamne, trebuie să o trimitem la evaluare, la cine credeți? La unul John din New York. Doamne, ce am pățit cu ăsta, cu John din New York, mi-a trimis-o, dar și pe el nu-l interesa de relația dintre statusul părinților și... Nu. Pe el îl interesa când am scris-o la metodologie. Nu știu ce am avut în cap atunci, că am zis, hai vă să le arălaști. Cum am interpretat, cum am prelucrat datele. Ați intrat în prea multe detalii. IBM, CPSS, nu știu. Dom'le, pe el nu-l interesa decât să-i explic ce înseamnă IBM Statistics, CPSS, nu știu ce, ce înseamnă testul de corelație Bref-Pearson, ce înseamnă coeficientul de corelație a rangurilor. Și am spus la doamna, doamnă, deci omul ăsta nu înțelege că ăștia sunt niște formule care se aplică, astfel încât eu să pot să interpretez și să explic sociologic chestia asta, să văd dacă există relație de cauzalitate. John din New York nu era sociolog, nu? Nu știu ce era, era un tip, mă feresc. Și fiți atent aici. Am refuzat să mai făcuse în 5, 6, 7 modificări. El în tot cerea ca să îi explic ce înseamnă chestia asta. Și am spus, doamnă, nu vă dați seama că în 4, 6 pagini cât avea lucrarea, eu nu pot să vă transform acum dintr-o lucrare de sociologie într-una de matematică. Și am spus, nu vă enervați, că așa face cu toți. Doamnă, știți ce? Eu cred că dacă aș fi scris niște rețete de bucătărie lui John ăsta în engleză, așa frumoase, zemoase, gustoase, cred că asta le-ar fi complicat. Și vă dau cuvântul meu, doamnă, arăși, doamnă, așa, cum vreți, vă retrageți? Da, mă retrag. Și m-am retras. Și l-am dat dracului pe John, mă scuzați, dar asta este din New York, cu recenziile lor cu tot, că dacă dai de unii care nu sunt sănătoși, și am văzut lucrări absolut banale, care au trecut de la prima recenzie. Și atunci, de ce evoluția mea ca profesor în România stă în pixul unora ca John de New York sau nu știu care din Taiwan? Pentru că ăia oricum nu știu ce predai tu aici, care sunt realitățile tale zonale din România. M-ați înțeles ce vreau să vă explic? Da, dar aveau care să informeze. Dom'le, există ei și restul lumii. Pe ăștia nu îi interesează absolut nimic, m-ați înțeles? Și atunci noi ne-am prins în această sarabandă, în această, nu știu, nebunie pe care Franța a refuzat-o și foarte bine a făcut că au refuzat-o, astfel încât să plătești bani cu ghiotura pentru articol, 700, 800, 1000 de euro costă un articol numai ca să ți-l publice aia, când în mod normal ei te roagă să publici la ei, plus... Nu e chiar așa, domne, ei, tu te duci să publici... Plus traducerea, plus cercetarea în sine, plus deplasarea, plus impozionul, plus alte chestii. Ceea ce au făcut ca profesorii, în loc să fie centrați pe actul de predare, actul didactic în sine,
Se ocupă de alte lucruri. Pur și simplu îi hărțuiesc. Deci corpul profesoral în România este hărțuit. Nu mă credeți pe mine. Vorbiți cu profesori de bună credință, care nu l-au pe mămica, pe tăticu și pe nu știu care în sistem și o să vezi că vă spun exact ceea ce v-am spus eu. Confirm și eu, domnule profesor, dacă aveți nevoie, pe surse din învățământul preuniversitar. Mulțumesc. Închidem acest subiect și mai avem aproximativ 6 minute să vorbim despre corupția de la primăria Deva. Ce repede trece timpul cu tine. Trece repede timpul, așa e, sunt un tip extraordinar. Da. Cum ați primit această știre? Prima dată am citit că au decis procurorii, după care am citit din nou că doamna secretar general, știți că acum așa se spune, secretar general, da, la Partidul Comunist, secretar general al primăriei Deva, a fost puțin reținută, împreună cu soțul, după care, ce credeți, a fost chiar arestată. Deci tu m-ai întrebat cum am primit această veste. Da, cum vi s-a părut? Că n-am mai, să știți că mi s-a părut așa o știre de chiar de senzație, de pentru că n-am mai citit de mult că domnii de la DNA fac ceva și pe aici prin județele astea, prin apropierea noastră. Am primit-o cu mare tristețe. Eram pe stradă, parcă, când am citit primul meu. Păi intra pe telefon, așa, alert. Să mă opresc undeva, să plâng. Și știi de ce? Pentru că iar se vor face de râs ăștia de la DNA. Pentru că se va făsi și dosarul ăsta. Vă aduc aminte de dosarul Moloț, Valin Tiberiu, ce s-a întâmplat? Exact ce s-a întâmplat acolo se va întâmpla și aici, nimic. Ascultați-vă. Deci, din păcate trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, nu facem plăcere. Și mai ales dacă DNA Alba Iulia anchetează chestia asta, cea mai slabă structură teritorială din toată țara. Din toată țara. Era pe vremuri niște comunicate ce au mai făcut DNA structurile teritoriale și vedeam Bacău, vedeam Ploieștiu, vedeam Ploieștiu a fost unitate de elită, mă rog. Da, îi vedeam pe ea din Bacău, Iași, nu știu. Domne, mă uitam curios să caut în tot până să ajungeți la Alba. Păi nu că cu aia trebuia să înceapă. Domne, nu începeau cu aia. Nu se termină. Începeau cu cei mai buni, totdeauna se face. De ei nu existau. Niciodată nu era DNA Alba Iulia, m-ați înțeles? Acolo e vacanță, domnule profesor, n-ați înțeles? Deci, da, n-a mai fost secretarul județului de la Consiliul Județean, Dan, da, și nu Dan, știu. Daniel. Reținut, dat afară din nu știu. Și acum e repus în funcție. Tot pentru că ăștia n-au lucrat cum a trebuit. Deci, poate sunteți extrem de sceptic. Dar să știți că, apropo, că mă întorc din nou la prietenii dumneavoastră liberalii, am citit astăzi un comunicat și chiar ne-am auzit la telefon exact când îl citeam, în care prima grijă a domnilor de la PNL Hunedoara a fost să spună că domnul nu e membru de partid. Dar eu știam dinainte, nu trebuia să mă informeze domnii de la PNL, că secretarii generali nu pot să fie membri de partid. Adică... Dar de ce? Sunt în incompatibilitate? Da. N-au voie să facă politică și, ba mai mult, mi-a plăcut foarte mult sintagma în care domnii de la PNL se spălau cumva mai pe mâini decât cu acest dezinfectant care ne-am dat și noi la intrare aici. Adică spunând că nici măcar n-a adus-o domnul Oancea pe doamna asta și adică a găsit-o acolo și că e din vremurilor acolo și că domnul Oancea e virgin și noi nu știu ce suntem. Acum, dacă îmi permite să fac așa o glumă, domnul Oancea vede ce înseamnă să te ocupi mai mult de minerii din Valea Jiului decât de propria primărie. Mă înțelegeți? Pentru că dânsul l-am văzut foarte activ. Se critice minerii, da. Deci, din punctul meu de vedere, cei de la PSD ar trebui să-l facă membru de onoare pe domnul Oancea. Și a băgat voturile. Deci, credeți-mă, a reușit să distrugă și ce mai era Partid Național Liberal în Valea Jiului. Deci, cu o eficiență demnă de un scop și mai bun. Și eu zic că ar trebui domnul Nistor, prietenul nostru, să scoată pe domnul Oancea la o bere, că sunt acolo la 100 de metri. Deci, eu, sincer, vă spun, membru de onoare făcut și nu pe aici loc. Nu, domnule, făcut în structura centrală. Domnule, spus, ăsta este un băiat bun. Ăsta este un băiat care ne face mult bine nouă. Foarte multe servii, pe cuvânt. Acum, lăsând gluma la o parte, modul în care a atacat minerii, cehul, Valea Jiului, în condițiile în care cei de la CEC sunt membri PNL. Domnul Roșu, speță, dacă da, vă amintiți da, de asta. Ascultați-vă, și așa e o bază fragilă electorală în Valea Jiului. Acum, și aia care îi votau, au să se întrebe, domnule, mai votăm în condițiile în care Oancea, care oricum primarul reședinței de județ dă noi ca 10 secunde, domnule profesor, că vreau să fac și un anunț. A spune că Oancea și Roșu au reușit să distrugă, cum să zic eu, să mai întoarcă și voturile alea care nu erau la PSD de prin CEH, să le bage tot la PSD, pe sub ușa. Da, le-au canalizat. Da. Domnule profesor, mulțumesc pentru prestația de astăzi. Doamnelor și domnule, vreau să fac un anunț la finalul acestei emisiuni. Am tot vorbit aici de examenul pe care INSEMEX îl dădea la comunicare
încă de acum aproape o lună, trebuie să vă anunț că INSEMEX a căzut cu brio acest examen, dat cu mine, dar detalii despre acest examen vă voi oferi abia vinerea viitoare de la ora 18. O seară frumoasă și un weekend liniștit. Aveți grijă la ce oră ajungeți acasă.